V-am arătat la un moment dat acea carte a uneia din părinții a inteligenței artificiale, Lee. Să știți că nu e dizident, este... Nu există dizidență. Nu, în sensul că nu e din cei care mor, care sunt cultivați de Occident. A fost director la Google. Da. Și după ce s-au... Ei ce au în loc de Google și are Baidu? Bing. Este motorul lor de căutare principal este Bing, dar au și Baidu, au și Tencent, au și... au dezvoltat absolut orice variantă pe care o avem noi în Occident. De la Twitter au widget, pe care îl știți și dumneavoastră. Au pentru YouTube, au pentru absolut orice de, variante proprii, pentru că e și o formă de concurență, și o formă de protecție. Dar piața chineză, astăzi, are peste 3,7 miliarde de telefoane în funcțiune. Sunt cu fiecare câte două? Câte trei, câte patru. De ce sunt ieftine? Și pentru că sunt ieftine, dar se face business pe telefon. Da, am citit că totul la chinez se concentrează pe telefonul mobil, că toată viața va trebui concentrată? Nu este... Nu asta aveați tot... o aplicație a povestiții. Da, este widget-ul pe care ai de la servicii de catering, la servicii de sănătate, la servicii de transport internațional. Și cum ar fi Uber-ul la noi? A, bineînțeles. Oriunde în China te duci, în toată China, Uber-ul lor este, se numește Didi. Da. Oriunde te duci în China cu Didi-ul, funcționează. Nu știu dacă Uber-ul din România, dacă merg în Franța sau în Germania, aceeași aplicație funcționează și acolo. Uh-huh. În China funcționează oriunde. Tu schimbi doar orașul în care ești. Da, îmi spuneați că poți să comanzi să vină și bărbierul acasă? Absolut. Nu există. În China nu există, nu avem. Sau nu există, nu există. De ce? Pentru că din orice se poate face un ban. Iar chinezul este un evreu de clasă luminică. Da, am reținut din cartea domnului respectiv această nebunie că fiecare vrea să devină om de afaceri. Da, și nu toți reușesc. De ce? Pentru că toți au ambiția de a demonstra nu celui din jur, de a-și demonstra sie și că se poate ridica. Nu este o demonstrație concurențială. Noi ne luăm o mașină scumpă ca să ne vadă vecinii. Nu, acolo este o chestiune de orgoliu personal. Și de statul chiar ajută la start-up-uri? Ai o idee, funcționează, nu știu, gene false, te apuci? Te ajută, dar nu pentru așa ceva. Da? Dar dacă este un proiect care este în sprijinul comunității, da, atunci ai susținut de stat. Spre exemplu, noile tehnologii. Statul investește enorm. Vorbim de sute de miliarde de dolari investite anual în companiile private sau mixte stat-private pentru dezvoltarea inclusiv spațială. Toată lumea vine și dezvoltă, inclusiv americanii, germanii, francezii, britanicii, vin să facă cooperări, joint venture cu chinezii, pentru că există resursa. Și există și capacitatea, s-au dezvoltat teribil din punct de vedere intelectual și mai ales în zonele astea care ajung în spațiu. Chinezii sunt a treia țară care a ajuns pe Marte. De America, ce este de preocupare pentru... Pentru că înțeleg viitorul. Da, am înțeles și din cartea aceasta că se investește mult în inteligența artificială, da? În tot ce este ultramodern. Este folosită inteligența artificială și noile tehnologii cu precădere în agricultură. Cu precădere în sănătate. Agricultura în China se face cu drone. Ai cu, stați un pic. Adică sunt drone care au capacitatea să ridice canistre de sute de litri de substanțe chimice și nu se mai duce tractorul. Pleacă drona. Tu de acasă îți fixezi drona la ora cutare să se ridice, suprafața, unde să se plimbe, că o faci pe degetul, pe tabletă, cum te joci pe un joc, și drona la ora cutare tu faci nani. Drona aia începe să-ți lucreze și tu dimineața te duci să verifici. Pare dintr-un film simțiu contă, da? Se dezvoltă mult dronele civile, nu-i așa? Peste tot. Absolut tot. Inclusiv cele de agrement. Adică nu sunt zone unde sunt semne de avertizare. Nu ai voie. Zonele zero sau zone administrative, zone guvernamentale, parcuri publice. Da. Dar în rest, toată lumea își filmage și face tot felul de năzbâtii cu drone de agrement. Și această cultivare a dronelor în locurile civile. Da, și sunt folosite inclusiv la nivelul spectacolelor publice. Adică, spre exemplu, nu se mai folosesc artificii de sărbători pentru că poluează. Da.
China are, merge pe un proiect diferit pe zona de ecologie și de protecția mediului, dar o face neafectând plăcerea, să spunem, publicului. Yeah. Și atunci, de an de ziua națională sau la evenimente majore din China, sunt puse în spectacol undeva 5, 6, 10 mii de drone simultan care îți creează pe cer imagini sau îți dau mesaje sau e ceva inimaginabil. Da, spuneți, autorul era din, mă rog, venise din Taiwan și la un moment dat dumneavoastră mi-a spus de, care văd că e în Taiwan, dar cred că e și la noastră, de acele persoane, scrie pe ele benevol. Un fel de voluntari există, se cultivă? Da, voluntul. Sistemul de voluntariat din China este extrem de bine pus la punct. În ce sens? A funcționat și în, sau cu precădere în perioada pandemică. Prin lege, sper să nu greșesc virgula, 12,7% din absolut toate comunitățile chineze trebuie să fie prinse într-o formă sau alta de voluntariat. Adică, și prin rotație, primesc o basardă când ești de serviciu la 2-3 ore. Nu faci voluntariat toată ziua. O dată pe săptămână sau și inclusiv angajații din magazine. În magazine, pe stradă, în spitale, în absolut toate spațiile din China, toate zonele din China, e imposibil să nu vezi un om cu o bransardă roșie pe mână. Ce înseamnă care? Aia înseamnă că omul ăla observă pe perimetrul lui, pe 50 de metri, 100 de metri, dacă sunt gropi în asfalt, dacă s-a curățat bine strada, dacă apar probleme, dacă apar incidente. Nu el intervine, nu are dreptul să intervină, anunță automat baoanii, cum sunt ei, un fel de gardieni. Nici ei la rândul lor nu intervin, dar faptul că sunt în uniformă te calmează și după aceea se anunță autoritățile în funcție de ce se întâmplă de incident. Dar rolul voluntarilor este de a asigura o permanență, o permanentă supraveghere pentru chestiunile în special administrative. Și ei vor? Păi n-ai cum să nu vrei. Ai, e obligat. Bine, majoritatea sunt persoane de vârsta a doua, a treia. Sunt și tineri, mai ales când sunt evenimente. Spre exemplu, atunci când se întâlnește Marea Adunare a Reprezentanților Poporului, Congresul Chinei, o dată pe an, în martie, atunci sunt și tineri pe stradă. Securitatea atunci la Beijing este la un nivel ridicat. Dar de principiu sunt persoane de vârsta a treia care stau la vorb, stau de povești. Am înțeles că grădinița se plătește. Totul se plătește și în China. Cum totul? De la grădiniță până la terminarea doctoratului, dacă vrei să faci cum doctorat. Se școala? Totul se plătește în China. Nu există gratuitate. Cum să nu există gratuitate? La noi este. Păi, suntem o țară deosebită. Da? Se plătește și... Este o formă de responsabilizare. Nu există nimic. Nu există ajutor social în China. Adică dacă... Trebuie să faci ceva ca să primești ceva. Asta chiar că e surprinzător din punctul ăsta. Motiv pentru care foarte rar vezi cercetori în China. Pentru că nimeni nu-ți dă bani degeaba.